Centrul Cultural Francofon Buzău a organizat și anul acesta cea de-a 7-a ediție a Taberei Francofoniei, un proiect unic în România, dar și în Europa Centrală și Orientală. Peste 140 de copii din 6 țări s-au întâlnit la Poiana Pinului pentru a participa la ateliere în limba franceză, prin care se dezvoltă atât competențele de limba franceză, cât și competențe culturale, competențe sociale și interculturale. Noutățile de anul acesta se referă la un atelier de muzică și dans francofon din Africa, coordonat de domnul Cazuz Mohamed din Algeria, care se prezintă și foarte multe elemente de cultură și civilizație, și un atelier în limba spaniolă de dans și muzică, care de asemenea este pe placul copiilor. Alina, linia! Linia! Media, Alina! Otto, una poși! Să ne simțim la pupa roșie, nu am vrut să dăm metro, e ne demie dansă, bunurie ma pe imansă, je ne vă fi că ți-o comansă, umă tu sufransă. Je me le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent. În fiecare seară, în tabără, sunt organizate activități distractive în limba franceză, de karaoke, de carnaval, Miss și Mister și chiar Superstar. Un rol important îl au și animatorii, voluntari din Belgia, Franța și Algeria, care și-au dorit foarte mult și lucrul acesta se vede pentru că sunt foarte dedicați în activitățile pe care le propun elevilor. Activități de arte plastice și bricolaj, de muzică și dans în limba franceză, de ateliere sportive pe terenul de sport, dar și la piscină, de asemenea ateliere de teatru și improvizație teatrală și cu toții au realizat activități minunate. Proiectul este atât de apreciat încât face parte din calendarul Ministerului Învățământului pentru activitățile extrașcolare. De altfel, Organizația Internațională a Francofoniei intenționează să multiplice proiectul buzoian și în alte state din Europa. În premieră va fi înființată în acest an o astfel de tabără la Chișinău, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de francofonie în Republica Moldova.